Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Să nu uitați și haideți să porim la treabă. Așa. Să încadrăm cum trebuie. Așa. Iată, Ștefi, te rog, pornim. Se consideră figura următoare. Așa, se consideră figura următoare. Ce este acesta? Un rom. Rom, așa. Deci un rom. Un rom, iată așa, desenat. Nu? Laturile opuse sunt paralele de octe două. Și cele două alăturate sunt și egale. Da? Deci un paralelogram în care duc primele două laturi, oricare din ele sunt și congruente. Oricare două dintre ele sunt congruente. Diagonala asta este de 16 cm. 16 cm. Să se afle perimetrul triunghiului ABD. ABCD. Perimetrul triunghiului ABD. Da, de aici nu mai sunt desenat. Știind că perimetrul rombului este 56 cm. Perimetrul rombului 56. Da. 50, perimetrul ABCD 56 cm. Și acum e simplu. 56 împărțit la 4. De ce? Deoarece sunt 4 laturi. Laturi. Ale rombului, sunt 4 laturi ale rombului, nu? Și ne dă. Dar de ce trebuie să împărțim? Ca să vedem cât e o latură a rombului. Da. Dar de ce trebuie să afle o latură a rombului? Ca să vedem cât este ABD. Ca să vedem cât este perimetrul ABD, ne trebuie AD și AB, care sunt egale, da, nu? Și pe urmă, fiindcă pe DB-ul știm, nu avem decât să le sumăm, da? Și acum facem 56 împărțit la 4 și ne dă 14. Deci 56 împărțit la 4. 56 împărțit la 4 e egal cu 14. Și 14 plus 16, deoarece... Nu, 14 cu 16. Da, deci 14 plus 14 plus 16. Da, 14 ori 2 plus 16. Adică 28, nu, 28 cu 16. Perimetrul lui A, B, A, A, B, D, a triunghiului A, B, D, este egal, Ștefania, de 2 ori. Câte 14? 2 ori 14 plus 16. Și de 2 ori câte 14 face cât? 28. Da. 28 plus 16. Deci face 2 ori 14, 28 plus 16 și este egal cu cât? 6 și 8, 14. Da? 6 și 8, 14. 2 și 2, 4. 44 de centimetri. Centimetri. Încă o dată, să înțelegem bine problema. Deci, de ce am împărțit pe 56 la 4? Pentru că toate 4 împreună făceau 56, una singură este de 14 și în perimetrul triunghiului intră ăstea două plus latura de aici. Ăstea două de 2 ori câte 14 plus 16 ne conduce la 44 de centimetri. Să se afle latura pătratului care are perimetrul de 10 ori mai mare decât perimetrul rombului. Deci să se afle latura pătratului care are perimetrul de 10 ori mai mare decât perimetrul rombului. Adică 560. De 10 ori cât perimetrul rombului. Cât este perimetrul rombului? 560. 56. Da. 10 ori mai mult. 560. 560, da? 560 împărțit 4. Numere de odată de 4 ori de 0 ori. E 140 de ori. Deci, practic, mergem pe același fir, dar totul se mulțește cu 10. Da. De 10 ori va fi de 560, 560 împărțit la 4 fac 140. Da? Deci, la punctul B, autorul ne întreabă să aflăm, ce să aflăm? Latura pătratului, știind că perimetrul său, un alt pătrat, nu? Iată, deci un pătrat. Ce se întâmplă într-un pătrat, Ștefania? Ce putem spune despre un pătrat? Are două paralele. Lele și congruente și chiar toate egale. Da. Așa, da. Și unghiurile sunt de 90 de grade. Și unghiurile sunt de 90 de grade. Toate unghiurile. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Că altfel, dacă îl dăm într-un colț, devine rumb, nu? Da.
în final, ce mai are, ce mai știm noi despre la pătrat? Are patru axe de simetrie. Da, deci a una, două, trei, așa, nu? Da, trei. Și patru. Și a patra. Da? Patru axe de simetrie, bine ai spus. Și încă ceva mai putem spune despre un pătrat. Care diagonalele? Egale. Da, diagonalele acestea sunt egale și perpendiculare. Adică sunt de 90 de grade unghiurile de acolo, da? Perpendiculare. Da? Da? Da. Deci într-un un pătrat, diagonalele sunt perpendiculare, egale și perpendiculare. Și acum, deci noi trebuie să facem ce lucru, Ștefania? Trebuie să vedem tot perimetrul care e de 10 ori mai mare și zicem 56 cm ori 10 egal cu 560 de centimetri, de acord? Da. Și acum, pe 560 îl împărțim la 4, și face exact cum este aici, dar mai de 10 ori. Da. 140 cm este latura unui pătrat a cărui perimetru este de 10 ori. Totul se modifică de 10 ori, da? Deși latura se modifică de 10 ori față de cea dinainte. Așa. Aflați perimetrul unui dreptunghi care are lățimea egală cu o șeptime din latura rombului APCD. Deci să aflăm perimetrul unui dreptunghi. Da. Dreptunghiul cum arată? Poți să-mi dai un exemplu de dreptunghi? Dreptunghi. Un exemplu, așa, dați-mi concret. Nu hâțâțâț. Așa. Tabla, sigur că da. Tabla, un exemplu. Tablou. Banca. Această bară din banca. Da? Priza. Drepte, da? Să fie 90 de grade. Aici sunt un pic rotunde, da? Da. Tablou nu. Da. Deci tabla este un prim exemplu. Deci un dreptunghi, uite așa. Asta este un dreptunghi pe care l-am așezat pe baza, pe latura el mare, nu? Și asta este, cum se cheamă, lungimea asta și cealaltă lățimea. Și geamul. Și geamul, sigur că da. Este încă un model și de... Și eu sunt dreptunghi. Nu. Capul tău este pătrat. Ca el, nu? Da. Nu e în colțuri, în colțuri. Nu mai. Este în colțuri, mai că uneori prinde colțurile alea la tine. Da? Adică... Și speriază, uite la mine. Are momente când prinde colțurile, știi? Și de aceea mai patinez. Da. Aflați perimetrul unui dreptunghi care are lățime egală cu 4 șeptimi de latura rombului. Cât este latura rombului? Am aflat mai devreme. Latura rombului... Este 14. 14. Și să aflăm dreptunghi care are lățime egal cu 4 șeptimi din latura rombului. Deci, practic, dacă ar fi cât să zicem, toată de 14, nu? De 14. Cât înseamnă 4 șeptimi din latura rombului? 16 centimetri! Adică îl împărțim în 7. În 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și din cele 7 luăm câte noi? 4, da? Ei, luăm 1, 2, 3, 4. Cât credeți că are o șeptime? Dacă toată este de 14. 14 împărțit la 7. 14 împărțit la 7 și face 2. Cât? 2. Da? Vrei să stai de vorbă? Și 2, 8, 4, 8. O să-mi deschid, scrie capul. Nu? Am înțeles. Perfect. Așa fac. Da, mersi. Deci, 14 împărțit la 2 egal cu... 14 împărțit la 7. La 7 egal cu 2. 2. Deci 2, una are 4. 2, 8. 2. 8. Și 4 șeptimi face de 4 ori câte? 2? Da. 8, 2, da? Deci 4 șeptimi din 14 este egal cu... 14 împărțit la 7 și înmulțit cu 2, nu? 14 împărțit la 7 și înmulțit cu 2. Adică 4, face 8. 8, 8, 8 corect.
corect. Da? Deci este egal cu 8. Aflați perimetrul unui dreptunghi care are lățimea, adică asta, de 8. Dar nu ne-a spus că e egală cu 8. Ne-a spus 4 șeptimi din... De fapt, a vrut să vadă dacă știm să aflăm o fracție dintr-un număr. Din cât? Din 14. Și cu cât e mai mare lungimea decât lățimea? Așa. Și lungimea de 9 ori mai mare decât... Adică de 9 ori mai mare decât... Lățimea. Decât cu 87 mm. Nu am înțeles aici. De și lungimea de 9 ori mai mare decât... Decât... Era lățimea. Decât lățimea. Adică 9 ori 8, 72. Deci 72 ori 72 face 144. 144 plus... Da. Deci de 9 ori... Da, adică 9 ori 8. 8, da? 72. 9 ori 8, 72. Deci, lăți, asta a fost el mic, da? El mare egal cu de 9 ori el mic și face 9 ori 8. Și egal cu 72. 9 ori 8, 72 de centimetri, da? Și acum, ca să aflăm perimetrul, facem lungimea plus lățimea ori 2. Sigur că da. Lungimea plus lățimea ori 2 sau? 72 plus 8 ori 2. 72. Dar putem să facem așa, de 2 ori 72 da. Și de 2 ori 8. Da? Ei, 2,72 deci 144. Perimetru este egal cu de 2 ori el mare plus de 2 ori el mic, el mic. Și mai este egal, cum a spus Ștefania, să adunăm de 2 ori, de 2 ori el mare plus el mic. Da? El mic plus el mare sau el mare plus el mic, da. Același lucru. Și este egal cu de 2 ori 8 și cu 72 face 80. 2 ori 80. Egal cu 160. Ei, da? Cred. Și altă problemă? Dacă împărțim lungimea, lungimea laturilor a două romburi, obținem câtul 8 și restul 3. Aflați perimetrul celor două romburi, știind că diferența lungimilor lor este egală cu 87 mm. Mai rar ca să înțelegem, dar dacă... Dacă împărțim lungimea laturilor a două romburi... Deci, într-un romb, laturile sunt egale, da? Dar fiindcă sunt dimensiuni diferite, un romb are o anumită latură, de o anumită lungime, altul de altă lungime. Și dacă împărțim lungimea celui mai mare la cel mai mic, da? Obținem... Obținem câtul 8 și restul 3. Aflați perimetrul celor două romburi, știind că diferența lungimilor lor este egală cu 87 mm. Asta e frumos. Da. Nu? Trebuie să o facem. Asta nu-mi place. Asta nu-mi place. Tu ți-ți placă alea care le face așa deci, cu... Deci, ai spus că este 8, uite, rest... Hai să... Eu trebuie să găsesc un număr care... Două numere care să împărțite să fie 8 rest 2. Așa. Să fie cum o să încercăm acum împreună să punem mâna pe problema asta. 18 împărțit 8. Nu, împărțit 2. 18 împărțit 2. De ce? Deci, 18 împărțit 2 face 8 rest 2. Ăsta este rombul. Un romb care are anumite... Diferite. De o anumită lungime. Și un alt romb mai micuț, care are altă dimensiune, nu? Vedeți, hai să zicem el 1 și el 2. Deci dacă împărțim pe el 1 la el 2, obținem câtul, deci el 1 împărțit la el 2, egal cu câtul cât? 8. Păi egal cu ceu, câtul este 8 și restul egal cu 3. Da? Ia, profu, faceți 19 împărțit 2, care ne dă 8. Nu îl faci prin încercări, mă, nu. Păi am făcut prin încercări. Atenție. Iar diferența, el 1 minus el 2, așa este, nu? Din latura mare scădem latura mică, da. Obținem cât? Egal
egală cu 84 mm. 84 mm. 87. 87 mm. Copii, trebuie să ne gândim așa, când împărțim un număr la un altul, deci de împărțitul, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul. Iată, pe 17, dacă îl împărțim la 5, obținem... Merge de 3 ori, restul 2. Câtul egal cu 3 și restul egal cu 2. Mi se pare foarte tare chestia asta, să punem acum la punct. Deci totdeauna, de împărțitul 17 este egal cu câtul împărțirii 3, ori împărțitorul 5, plus restul 2. Asta e proba. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, plus restul. Hai să scriem așa. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, plus restul. Asta e cea mai tare teoremă pe care trebuie să o ținem minte. Da? De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Dar apropo, la școală mai devreme, exercițiul în care spunea că suma două numere este 10, iar diferența lor este 5, să spunem. Află numerele știind că câtul lor este 8, iar restul 2. Și nu știu cum se fac ideale. Păi, acum pornim la treabă, da? Deci, iată că avem o problemă în care știm așa. Aceasta e teorema împărțirii cu rest. Nu te mai știu. Teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. În cazul nostru, cum ar fi? Cine se împarte la cine? Se împarte latura mai mare, el 1, la latura mai mică, el 2. Deci el 2 este împărțitorul. Și atunci aș putea scrie, în cazul nostru, că el 1 egal cu cine? Egal cu el 2, egal cu el 2, el 1 egal cu el 2, ori câtul, câtul cât este la împărțire, ai spus mai devreme? Ori 8, așa, plus restul 3. Aceasta e relația pe care am obținut-o în baza teoremei împărțirii cu rest. Totdeauna de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, da? Ai scris și tu în vreme? De ce nu scrii? Ai un căițel? Da, dacă e de școală asta. E căițelul de școală. Scrie chestia asta, că e foarte frumoasă și foarte tare. Să rămână acolo. V-ați luat după mine? Poftim? V-ați luat după mine? Nu m-am luat după tine. M-am luat după o teoremă care știu și eu. Da? Uh-huh. Teorema împărțirii cu rest. Foarte tare problema asta, teorema asta. De împărțitul, egal cu împărțitorul, oricâtul plus restul. La anul, în clasa 5-a, vom face foarte multe probleme cu teorema împărțirii cu rest. Foarte, foarte multe probleme. Oh, nu. Da. La școală sau aici? Și la școală vom face. Veți face la școală, în primul rând, și veți fi obligați, ca la întâlnirea noastră, să facem și probleme și astea. Obligați? Păi o lucrăm în vara asta. Nu scăpați de prof. Nu lucrăm pe scăpați de prof. Clasele 4-8. Uh-huh. Foarte bine. Da. Atenție. Gata. Ce scrie acolo? Săgeată. Teorema împărțirii cu rest. Se numește teorema împărțirii cu rest. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Foarte, foarte tare. Și putem lua câte vreți de multe exemple. Uitați, 17 este 3 ori 5 plus restul 2. Da? Mai dă-mi tu, Ștefane, o pereche de numere. Ia-ți la întâmplare o pereche de numere și găsește câtul și restul. 15 egal cu... Doi... 2 ori 5 plus... 2 ori 5... De ce 2 ori 5? Ea se duce până la 10, da? De plus 5.
Dar restul trebuie să fii mai mic ca împărțitorul. Asta e foarte important. Deci totdeauna, dragilor, iată că acum cu ocazia asta, deci restul e mai mic decât împărțitorul. Totdeauna, asta trebuie să țineți minte. Totdeauna restul mai mic decât împărțitorul. Hai să vedem la 15 și la 2. Fiindcă împărțitorul este 2, 15 împărțit la 2 merge de 7 ori, câtul este 7 și restul e 1. Deci, pentru perechea, Ștefania, că ai spus-o, 15 și 2, ăsta e de împărțitul, ăsta este împărțitorul, totdeauna există un unic cât, câtul 7 și restul 1, încât de împărțitul 15 este egal cu 2 ori 7 plus restul 1. Da? Deci putem să spunem că pentru 15 și 2, pentru perechea asta, găsim un unic cât și un rest, încât de împărțitul, împărțitorul ori câtul plus restul. Da? Mai îmi dăm tu un alt exemplu. De o pereche de numere, la întâmplare. 1.590. Hai, lasă-mă! 16 împărțit la 4. Bun. Deci 17, pentru perechea asta, 17 și 4, pentru 17 și 4, rezultă că există perechea ce cât o obținem dacă 17 împărțim la 4? 4. 4 și restul 1. Da? Există unic 4 și 1, așa încât de împărțitul 17 egal cu împărțitorul 4 ori câtul 4 plus restul 1. Da? Totdeauna. Dă-mi tu, te rog. 129. Pentru 129 și împărțitorul 129 împărțit la 5. La 5 e egal cu 25, rest 4. Face 25. Da, 25, pentru că el știe de 5 ori 25 fac 125 și restul 4. Vedeți că totdeauna restul trebuie să fie restul mai mic decât împărțitorul. Dacă restul este mai mare decât împărțitorul, mai merge odată, nu? Corect. Asta trebuie să avem. Deci iată că 129 este egal cu 25 ori 5 plus restul, cât am zis, plus 4 aici, da? Plus 4. Plus 4. A, și proful, dacă cumva se numerește ca cumva să fie restul mai mare decât, decât împărțitorul, adică 5, decât să fie 9, facem mărim câtul, mai adăugăm unitate la cât. Și vedem că și facem lucrul ăsta până când se întâmplă ca restul să fie mai mic decât împărțitorul. Da, și ca să nu mai scriu, ca să nu mai calculez încă o dată și să fac restul bun, fac 9 minus 5 și ne dă 4. Da. Ai adăugat repede o unitate, fiindcă l-ai mărit pe acela, scazul din 9 pe 5 și obții restul 4. Ștefania, din nou dă-mi, te rog, o pereche. Vreau să înțelegeți bine teorema împărțirii până și ne întoarcem la problema de mai sus. Deci ia două numere, unul mai mare și altul mai mic. Și calculează mai tine. Găsim, nu. Și pe mine apucăm să facem împărțirea și găsim câtul și restul. E simplu. 19 și, asta e de împărțitul, da? Da. Și împărțitorul? 8. Rest 2? Nu, cât 2? Nu, să vedem ce împărțitor și aia. Și ai un împărțitor pe care nu trăia. 20. Nu se poate să fie împărțitor. 8, da? Da, așa am spus. 8. Egal cu 2. Deci, restul. Ne gândim. 8 în 19 merge de 2 ori, de ori 8, 16. Da? Și restul este 3. Da? Deci, rezultă că descoperim câtul care este câtul împărțirii CU este 2 și restul este cât am spus? Restul este 2 ori 8, 16, 3 și atunci de împărțitul 19
Se scrie ca fiind împărțitorul 8 ori 2 plus 3. Da. Dar cum flămând? Poți să mai scrie 1 egal cu 2 ori 8? Ne întoarcem acolo, mai dă și noi un exemplu. Și eu dau. 129 împărțit la 25. 129 cu 25, da? Cu 25 împărțitorul, da. Pentru perechea asta, uh-huh, rezultă că există un unic cât, câtul egal cu 5 și restul 4. Asta s-a luat după mine, aceeași chestie. Da, dar a schimbat câtul cu împărțitorul. Da, e cer? Păi uite, tu ai, aici l-a luat 129 cu 5, cu împărțitorul 5. Da? Și tu din coace ai luat 129 cu 25. Cu câtul? Câtul cu împărțitorul. Acum mai dau și eu. Da, facem doar să deci, să scriem și 129, toată lumea scrie, da? Este egal cu 25 ori 5 plus 4, de acord. Dar păi, acum la mine. 1.593.000 egal cu 0.000. Da. Hai să ne întoarcem la problema noastră. Deci, de imposibil să aflăm. Iată că ne-a propus Ștefan, ia următoarea problemă. Că latura mai mare împărțită la latura mai mică conduce la câtul, cât 3? Ai spus tu? Câtul 3. Da. Parcă așa zis, nu? Câtul este 8, 8 și restul 3, da? Puteai să spui că restul este 9? Da. 9. Dacă împărțim la 8, dacă împărțim pe el 1 la el 2, nu știm nici pe el 1, nici pe el 2. Deci putea să spună și restul cât? Putea să spună și restul 9. Nu era nicio problemă. Dar trebuia să fi fost împărțitorul mai mare ca 9. Fiindcă restul aici este 3, ne așteptăm la un împărțitor de la 4 încolo. 4, 5, 6... Adică, el 2 ăsta trebuie să fie... Cât să fie el 2 ăsta? 4, 5, 6, 7... 8, numere mai mari decât 3. 11, 12. Nu se poate întâmpla ca restul, dacă e 3, împărțitorul să fie 2. Da? Totdeauna împărțitorul este mai mare decât restul, da? Sau restul e mai mic decât împărțitorul. Da. Mai dat o informație, că el 1 minus el 2 fac 87, da? Hai să le scriem una sub alta. Zicem așa. El 1 minus el 2 este egal cu 87 mm. El 1 minus el 2 egal cu 87 mm. Și avem că el 1 este egal cu 8L2, de 8 ori L2, plus 3, de 8 ori L2, plus 3. Avem două relații aici. Dar asta înseamnă că L1 este mai mare decât L2 cu 87. Deci L1 mai mare decât L2 cu 87. De acord? De acord, de acord. Deci, în clipa în care am văzut că L1 minus L2 face 87, înseamnă că diferența e clară. L1 are în plus față de L2 pe 87. Pentru că de aici se poate traduce, nu? Relația asta că L1 ar fi egal cu L2 plus 87. L1 egal cu L2 plus 87. Și acum cu L1 ăsta, noi iemi, vinim aici și îl punem. Deci L1. Nu, 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 nu. Înlocuim pe L1 cu L2 plus 87. Da. Știam eu. Da? Și apare acum. În loc de L1, ce am spus? L2 plus 87. Deci L2 plus 87 egal cu de 8 ori L2 plus 3. Deci așa s-a tradus relația. Deci L2 plus 87 egal cu de 8 ori L2 plus 3. Cum a ieșit asta încă o dată la EMEI? De unde a ieșit relația asta, L2 plus 87 egal cu 8, L2 plus... Deoarece... Fiindcă L1, din prima relație, L1 este mai mare decât L2 cu 87, pe L1 înseamnă că sunt L2 plus 87. Și L2 odată știută, înlocuim în relația asta de aici. Da? E bine, și apare L2 plus 87 egal cu de 8 ori L2 plus 3. Ce propune să facem aici? Într-o egalitate, putem scădea din ambii membri pe L2. Și pe din stânga și din dreapta.
Și apare L2 minus L2, L2 minus L2 plus 87 egal cu de 8 ori L2, de 8 ori L2 scăzut un L2 plus 3. Da? Deci din ambii membri, din ambii membri a egalității, am scăzut pe L2. Și L2 minus L2, cât face? L2 minus 2. Ca și mai spune 2 minus 2. Și 5 minus 5. 2 minus 2 e 0. 0. Deci aici este tot terminat. E 0. 0 plus... 0 plus 87 vine 87. Este egal cu de 8 ori. Din 8 mere scădem un măr. Din 8 scădem un 1. Rămân câte? Din 8 mere scădem 1. Rămân 7. 7 mere. Deci 7... 7 L2 plus 3. Plus 3. Acum scădem un 3 din ambii membri, scădem și din stânga și din dreapta și voi avea 87 minus 3 este egal de 7 ori L2. Că 3 minus 3, 3 minus 3, cât face aici? 3 minus 3, 3 plus 3 minus 3 este 0, da? Și acum, 87 minus 3, cât face 87 minus 3? 87 minus 3 face 84. 84. Și o să avem 84 egal cu de 7 ori L3. De L2, pardon. De 7 ori L2. Dacă de 7 ori L2 fac 84, un L2 simplu... 84 părțit 7. Deci un L2 simplu este egal cu 87. 84 împărțit la 7, care merge 7 în 8 odată, odată și rămâne un rest 11 cu 4, 14, merge de 2 ori, 12. Deci L2 este 12, deci latura rombului mic L2 este 18, L2 este egal cu 18. Poți să fii latura mai mare. Latura mai mare este... Latura mai mare L1 este... 87 plus 12. Adică 87 plus... 12. 87 plus 12. Și face 99 milimetri. Da. Hai să mai vedem o dată cum am judecat aici. Am înțeles tot. Da. Am, să vedem încă o dată cum am... Noi îmi povestește tu. Eu de fapt l-am și pe... Trebuie să aflăm ce? Noi romb în parte? Da. O facem imediat. Facem nu înțeles nimic, profule. Ba, nu. Ba, e adevărat, o înțeles. Poți să hai să arătăm. El ce... a zis că nu a înțeles. Spune-mi. Să uita la mine. Spune-mi. Hai să vedem. Povestește la început ce a dat autorul în problema asta. Deci, hai, hai să povestim. A mers și a spus așa. Vă dau două romburi. Da, da. Cu dimensiuni diferite. Una are, are dimensiunea L1 și de latură L1 și de celălalt de latură L2. Da. Dar să vedeți voi, zice, ce vă spun acum. Vă spun eu câte ceva. Că L1 împărțit la L2 ne dă câtul 8 și restul 3. Deci L1 împărțit la L2 conduce la câtul, câtul 8 și restul 3. Și zicem noi, păi știu ce vreau să spui. Da, știu, știu. Ai vrut să spui așa, că L1 minus L2 egal la... Nu, nu, mai asta e a doua informație. Sunt două informații, da? Una și a doua. Da. Dar pe asta de aici o traducem așa, că L1 vorbește. L1 egal cu L2 8 plus 3. Asta a vrut să spună el. Deci când ne-a zis așa, că L1 împărțit la L2 înseamnă câtul 8 și restul 3, de fapt, mesajul a fost că L1 este de 8 ori L2 sau L2 plus 8 3. Plus 3. Adică restul. În teorema împărțirii cu rest. Ne-a indicat câtul împărțirii și restul, da? Și mai ne oferă o altă informație. Că L1 minus L2 ne dă 87 mm. Adică L1 este 87 plus L2. L1 este 87 plus L2. Pe de altă parte, L1 este de 8 ori L2 plus 3. Da. Deci L1 este de 8 ori L2 plus 3. Și fiind vorba de același L1, le-am egalat. L2 plus 87 egal cu 8 L2 plus 3.
Da. Și acum începem munca. Scădem un L2 și din stânga și din dreapta. Și ne dă 0. Și aici în stânga face 0, dar rămâne 87. Da. Rămâne 87 egal cu 8 L2, scădurile L2 ăsta va face 7 L2 și plus 3. Și acum facem cu operație. Scădem pe 3 și din stânga și din dreapta egalității. E egalitatea, rămâne neschimbată dacă scădem același lucru sau dacă adunăm același lucru. Și acum vine 87 scăzut 3, va face 84, iar 7L2 plus 3 minus 3 face 0 aici. Și rămâne doar 7L2. Și dacă de 7 ori L2 fac 84, un singur L2, împărțim la 84 la 7 și găsim L2, latura mică de 12. Și dacă latura mică este de 12, L2 este aflat, înlocuim aici și aflăm pe L1 și vine 12 plus 87. Foarte frumos ai povestit, Noemi. Ia mai povestit, acum zici și tu că am povestit. Zi de la început, mă întreba. Hai! Autora ne-a dat două concurs. Primul L1 și al doilea L2. De dimensiuni L1 și L2. Știm că într-un romb toate laturile au aceeași dimensiune. De ce am zis noi de L1 și L2? Da. Și ne-a spus că L1 împărțit la L2 ne dă câtul 8 și restul 3. Și noi am tradus în relația. În relația L1 egal cu L2 ori 8 plus 3. Adică teorema împărțirii cu restul, da? Da. De împărțit egal cu împărțitorul plus oricâtul plus restul. Și ne-a mai spus și că L1 minus L2 ne dă 87 mm. Corect. Dar asta înseamnă că L1 e mai mare decât L2 cu 87. Și am făcut L2 plus 87 egal cu 8 ori L2 plus 3. Deci, de fapt, l-am locuit pe L1 găsit din prima în cea de-a doua relație și a apărut egalitatea asta. Și după am scăzut L2 minus L2 și ne-a dat 0. În stânga, da. Da. Deci am scăzut pe L2 din ambii membri. Și din stânga și din dreapta. Și în stânga mi-a dat 0 L1 minus L2 și a rămas doar 87. A rămas 87 egal cu 8 ori L2 minus L2 plus 3. Și după am scăzut din nou 87 egal cu 7L2 plus 3. Da. Și am scăzut din ambii membri. Da, pe 3. Și după 87 minus 3 egal cu 7L2 plus 3 minus 3. Și 87 minus 3 ne-a dat 84 egal cu 7L2, deoarece 3 minus 3 ne-a dat 0 și nu l-am mai pus. Sigur că da, 0 la adunare nu influențează, da? Da. Ei bine, avem așa, că L1 este 99, da? 99 mm. Cu cine va fi egal perimetrul primului romb? Perimetrul lui A, B, C, D. Facem 4 ori 99. De 4 ori 99, da? 4 ori 99. 4 ori 9, 36. 4 ori 9, 36, 39. 396 mm. Da. Iar perimetrul ăsta e mic? Adică 4 ori 12. A prim, B prim, C prim, D prim. Deci perimetrul lui A prim, B prim, C prim, D prim este egal de 4 ori câte 12 și face 48 mm. Bun, bun. Altă problemă? Asta e. Am găsit una aici. Hai să vedem ce l-am găsit. El vrea să facă tema. De ciudă, nu. Păi face a doua face? Nu. O puteți face acasă dacă voi n-ați încercat-o. Uite, acesta este colegul meu de clasă care a apărut în ziare. Dar ce a făcut așa? O dat o spargere? Nu, nu. Da, cum? A făcut un album și l-a pus în ziare. Foarte fain. Iată. Îl cheamă Marina Andrei, ți-a spus ce-i mama, adică? Da. Dar el nu mai ori? Adică e pe școală? Da. Da.
Hai să vedem... Da, chiar e greu, îl lăsăm pe el să facă. E așa grea tema. Noemi, te rog frumos. Da, e grea tema. Pe bun, nu mă înțeles chestia asta. Noemi, te rog. Ala. Suma a trei numere naturale este 61. Adică A plus B plus C egal 61. Perfect. A plus B plus C egal cu 61, da? Da. După, dacă se împarte primul număr de al doilea, adică A împărțit la B. Deci A împărțit. Deci A o primă relație, da? Da. A doua. Dacă A o se împarte la B, se obține câtul 3. Rezultă câtul egal cu 3 și restul? Nu, fără rest. Așa, câtul egal cu 3. Și fără rest? Se, da. Iar dacă se împarte al treilea număr la al doilea... Deci o altă chestiune, dacă se împarte al treilea, adică cel. Da, da? La al doilea. La al doilea. Ce se împarte la B? Se obține câtul 2 și restul 7. Câtul 2 și restul 7. Așa, după. Care sunt numerele? Întrebarea este foarte frumoasă. A egal cu cine? B egal cu cine? C egal cu cine? Deci avem A, B, C. Să se afle A, B, C. A, B, C. Bun. Hai să vedem, Ștefania, cum îi facem noi problema. Dramatizare. Cum? Dramatizare. De ce cu asta? Dramatizare. Dramatizare. Program artistic. Deschidere la ora... Vedeți că e grea? Tema. Da, da, da. Și n-am zis nici doi. Cum? Observă balanțele, apoi află în gram. M-a stat un lucru că aici nu-i nimic și eu pot care cum afli. Și cum? Deci... Observă balanțele, ne uităm la amândouă și masa se află masa unei portocale și masa unei banane, da? Din asta. Da, deci, câte banane vezi tu aici? Trei. Trei, parcă aș vedea, nu? Două. Chiar două. Două. Da, da, da. Două? Cinci. Și aici? O portocală. Deci, cinci. Practic, o portocală cât două banane. Da. O portocală, asta e raportul. Și atunci, ce dacă o portocală e cât două banane, aici face e 10. Trei. E 4. 10. E 4, da, 4. Și două portocale. Cele două portocale cât 4? Nimic. Deci cele două portocale fac fiecare 4 banane, da? Și atunci, dacă am pune masa unei portocale, da? Să vedem cât e masa unei portocale. 52. Cât? 52. Oprim. Ba nu, 42. 42. Oprim ca să-i dăm numărul să mai facem pe cealaltă. Facem o pauză? Nu, nu. Pauză.